Celor care desfășurăm aici, încercăm să-i școlarizăm pe acești copii, să învățăm ce înseamnă tradiția pură, tradiția curată românească. Noi învățăm pe ei, ei promovează mai departe, prin televiziuni, prin posturi de radio. Ne bucurăm enorm de mult că din România avem 8 televiziuni, printre care vă centrale ne sprijină în activitatea noastră. Marea majoritate din ele ne difuzează emisiunile care noi le pregătim aici la Cernăuți. E clar că protagoniștii number one sunt acești copii și nu numai ei, dar și ceilalți din comunitatea românească, cei care sunt alături de noi la centru, la cei care ajutăm cu repertoriu, cu costumele și așa mai departe. Astăzi ne-am îmbrăcat, Sinețelul a venit cu costume tradiționale, autentice, care scoasă din lezele de zestrea bunicilor. Ansamblu Perna a îmbrăcat astăzi costumele din Bucovina. Nu avem niciun costum de Herțar, nu este nimic. Deci sunt costumele de Bucovina, mai avem un rând de costume de Herțar, din zona folclorică a regatului. Același lucru facem și cu repertoriu, încercăm să includem în el toate zonele folclorice atât ale ținutului istoric, care e acum în regiunea Cernăuți, cât și din toată țara. Dar în momentul când se promovează cântece populare din țară, copiii sunt instruiți să știe din ce zonă, să știe care este diferența dintre autenticul bucovinean sau autenticul regățean. Cam aceasta facem. Avem mai mulți doritori, acum sunt foarte mulți, sunt 112 copii. Așa era preconizat ca la 1 mai să deschidem școala, adică să le anunțăm cei care au trecut selecția din diferite motive, până o să știm și contestația și multe alte răspunsuri. Suceava, Botoșani, Bistrița, Cluj, o să mai dureze un pic, dar oricum la 1 iunie sperăm de acum grupurile să fie formate. Cu cei maturi nu am putut să mai întindem lucrurile. Cursurile pentru limbă română au început. Avem 16 cursanți din cadrul administrației de stat, primării și mediul de afaceri. 16 cursanți sunt valoriți. Mare majoritate sunt acei oameni de artă care colaborează cu noi în cadrul diferitor proiecte transfrontaliere. Încercăm să învățăm limba română. Vorbim foarte mult cu ei, mai puțin gramatică, mai mult discuții, mai mult comunicare și sperăm așa să atingem scopurile care le-am trasat. Dacă aveți dumneavoastră de acum întrebări, că sunt părinții, foarte mulți aici a copiilor sunt lucrători angajații centrului. Și să-i vedem. Ea ca domnul Potiușcă este șeful tarafului la noi, băiat tânăr care a făcut de la colegiul de arte, trebuie să vină și Costel Nicolaița, care ambii sunt la noi cu orchestra și taraful de Bucovinean. Domnul vicepreședinte l-am prezentat, aici sunt reprezentanții a filialei Mihoreni și Gordinești. În partea aceea avem raionul Noua Sâlță, care este Granița, este Boianu. În partea cealaltă avem raionul Scorojeneț și raionul Noua Suliță, deci în mare parte, toată regiunea este prezentă, reprezentanții din toată regiunea și normal că sunt și partenerii colegii noștri cu care lucrăm foarte mult, domnul Bivolaru, care este președintele Asociației Golgota, da, suntem mereu alături, noi suntem cu curățenii la morminte, susținem de fiecare dată conferințele care le face domnul Bivolaru. Aici avem, de acum, mai mult spațiu, avem și mobilierul necesar și sper că s-o desfășura aici, e mai cald, e mai spațios, e mai... Poftim? Da. Și, bine, noi am pregătit câteva cântece pentru Sfințire, în momentul când am să rog foarte mult pe cel și părinți să pregătească deja slujba de Sfințire. Dacă este gata, părinți, să nu reținem și ceilalți, că colegii... Ce să cântăm? Cântăm ce ne place nouă cel mai mult, dar și ce ne reprezintă. Un cântic, cântecul, imnul popular, de fapt, a Bucovinei, devenit imnul popular a Bucovinei, care... Mare majoritatea acțiunilor, și din mare amploare, din mai mică amploare, se încep cu acest termen.